La noi politicienii sau cineva recunoaște adevărul sau începe să vă spui adevărul doar după ce pierde puterea. Doar Vlad Filat nu a vorbit nici... Acum vorbește? A? Cel puțin încearcă să spui ceva, da? Că s-a negociat funcții sau... Chiar dumneavoastră doar ați luat un interviu, că era în pușcărie. Toți vorbesc după ce părăsesc funcția. Domnul Ghimpu, dacă era Mișa soldatul, apoi Ghimpu trebuie să iasă când era în coaliție, nu atunci când Mihail Fiodorovici îl aranja cota partiei la motorină, la uleiuri, la califerat și așa mai departe, că le cunosc afacerile la toți, știți cum? Adică cât oamenii sunt uniți. Iată cum sunt astăzi artificial uniți, înțelegeți? Dar vedeți că și dumneavoastră că ați făcut dezvăluiri în condiții diferite. Nu, stați puțin. Pe Filat ați făcut în anumite condiții. Nu, nu e adevărat. Pe Plahotniuc, de ce? În 2013, nu, n-aveți dreptate. În 2013 am vorbit despre Filat, Plahotniuc, Dodon. În primul interviu, nu eram în politică, era noiembrie sau octombrie 2013. După asta am început să vorbesc despre toți, după asta am făcut prieteni și la un om de afaceri acasă, s-a întâlnit Filat, Plahotniuc, Cavcaliuc, încă câțiva procurori, atunci când ne-au scos din alegeri și când Cavcaliuc ne făcea teroriști, nu, n-aveți dreptate. I-ați făcut prieteni? A? Da, i-am făcut atunci prieteni.